Cum vedeți tot ceea ce se întâmplă? În fiecare zi, presa străină, publicații importante, vin cu analize legate de asta. Cum vede Cristian Diaconescu tot ceea ce se întâmplă în momentul ăsta? În raportul cost-beneficii privind securitatea și stabilitatea, ar trebui să contăm mult mai mult. Am argumentul imediat. Uh, știți, în iunie anul trecut au stabilit la summitul NATO să constituie un grup de luptă condus de Franța în România. Pentru ce? Pentru o prezență avansată și pentru ca NATO, cu glon special, să ne apere. Aceste grupuri de luptă în zona Mării Baltice și a Nordului Îndepărtat au fost formalizate în 2016, deci de atunci. Închipuiți-vă că sunteți uh, Dintr-o perspectivă a neprietenilor româniei, că într-un fel slavă Domnului, nu avem mai, într-o perspectivă de neprieten al României, când te uiți că este o diferență de solidaritate, repet, înăuntru alianțe aici, nu vorbim că s-au implicat rușii sau mm -hmm. nu știu cine, vezi o diferență de solidaritate și coeziune în ceea ce privește deciziile între flanc, pe, pe același flanc, între partea de nord și partea de uh, sud? nu e așa că te tentează să testezi și să vezi cum se va reacționa? Bun, deci în acest moment avem pe de o parte în baza parteneriatului strategic, deci în raport bilateral, aproape 4000 de militari NATO, uh, iertați americani în România și grupul de luptă multinațional condus de uh, Franța. Bun, uh, aș vrea să faceți o analiză legată de schimbarea lumii în general. Uh, vorbeam de întâlnirea Putin-Xi Jinping diferite analize legate de asta, că au reușit, inclusiv Trump spunea, putem să-l cităm și pe Trump, la urmă, nu de ce, că a reușit Biden să, să coalizeze foarte tare Franța, Franța e tare China și Rusia. E o lume nebună, nebună. Astăzi, de trei zile, citim scurgi, despre scurgerea asta de documente top secret, adică, mm, nu știu da. dacă există cele mai secrete. Documente secrete din uh, serviciile americane. Ce se întâmplă cu lumea, în general? Ce încotro lumea asta nebună? E pe parcurs, uh, și, în mod evident, uh, mișcările sunt uh, cât se poate de complicate și în derulare. Deci, uh, China, uh, Federația Rusă, a încercat, practic, mutarea zonei. Nu militare și nu de securitate în special, cât a, a centrelor diplomatice. Deci, practic, nu e așa, toată lumea a vorbit cât și cum se va înțelege Xi Jinping cu Putin și cât de departe va merge această înțelegere și dacă o componentă militară va fi inclusă în această înțelegere și cum a reușit cu ghilimele de rigoare președintele Putin la trei zile după ce a plecat președintele chinez de la Moscova să încalce un memorandum tocmai semnat cu partea chineză în legătură cu desfășurarea posibilă a armelor nucleare în afara teritoriului naționale. Pe de altă parte, China îl primește pe Macron și pe Oșa, da. președinta Comisiore von der Leyen, al executivului european, da, ca să discute despre ce? Despre piețe. De acolo, însă, Macron vine și o concluzie care și astăzi preocupă cancelariile internaționale, mai ales la Washington, ar fi necesar să nu fim atrași într-un tip de tensiune, conflict legat de Taiwan, și să nu creăm grupuri legate de cine? De Statele Unite. Deci, toată această dinamică, în ultimile 48 de ore, arată faptul că se reașează lumea. Nu poți să faci abstracție și să privești ca la cinematograf la o astfel de situație. Și trebuie să-ți potențezi absolut toate capacitățile și mai ales toate parteneriatele pe care le ai. Toate, să le activezi, să vezi v cât sunt mă de puternice. Dar noi vorbiți din perspectiva României și când faceți o analiză legată de schimbarea lumii. Păi e cineva pregătit în România să facă asta, să Poți să cred nu, pot să, să cred. Nu, nu pot să cre... Uitați, păi o chestiune și nu ciudată, da. da. o chestie ciudată, foarte sofisticată. România are un partener strategic cu Turcia. Nu susțin că este genial sau că rezolvă toată problema. Numai că Turcia va continua să fie un decident în zona Mării Negre. Aici suntem și noi. Turcia are nuanțe de tot felul. Este în regulă. Dar pot să vă spun că în parteneriatul în, strategic s-a negociat în perioada mea cu Turcia. Pot să vă spun că atunci când s-au uitat la parteneriatul strategic a Ankara, au constatat, cred, pentru prima oară în diversele lor negocieri, faptul că în relația cu România nu au probleme. Când faci parteneriat strategică, nu explică nimeni chestiunea asta, e faci un screening, un fel de... De, da, uh -huh. un screening, te uiți la istorie, la probleme, la diversele contexte care bilateral și multilateral au funcționat. Turcia a fost primul susținător al accederii României în Alianța nord -Atlantică. Nu susțin ce se întâmplă în interiorul Turcii, doamne, ferește! Și am impresia că ambivalența în relația cu Moscova, mă rog, generează niște probleme. Dar, Europa și Asia Centrală nu vor fi niciodată separate. În această situație, competiția acum este ca China și Turcia să ia locul Federației Ruse. E clar că Marea Neagră va fi cuprinsă. Dacă Marea Neagră va fi cuprinsă, nu vreau să mă refer la alți riverani în afara României, este clar că și noi vom intra într-o într astfel de sinergie. Deci. Păi da, face și ceva? face cineva vreau. despre asta până acum? Poate nu știm noi. Eu nu știu să fie ceva fundamental decizii din acest punct de vedere. Uh, de ce China vrea ca Macron să creeze o falie între Europa și America? Am trăit să văd și pe asta. Xi Jinping crede că Franța poate opri UE să cadă în continuare sub influența lui Joe Biden, scrie Politico. Liderul chinez Xi Jinping a transmis un mesaj primordial pentru omologul său francez, Emmanuel Macron. Nu lăsați Europa să fie absorbită și să joace jocul Americii. Nu. Ce o poate o să facă Macron public. în ideea asta? Nu. Este o declarație pentru consum public. Macron a, a transmis în egală măsură un mesaj legat de faptul că, sigur, nu se va asocia automat statului Unite, numai că relațiile complexe de securitate sunt atât de evoluate. Macron, de exemplu, din punct de vedere militar, dar asta o știe și China. Statele Unite are în acest moment 720 de baze militare în 80 de țări și teritorii din această lume. Deci, din punct de vedere militar, practic, China, într-o relație directă cu America, nu poate dezvolta niciun fel de dimensiune. Ce o să facă? Da, are o armată de 1,7 milioane de oameni uh, sub armei, uh, Republica Populară Chineză în acest moment și ce o să facă, cum o să ataci pe cine. Deci este o chestiune doar de pondere de putere. Pe de altă parte, ch uh, China nu va dori niciodată să fie pagubă colaterală, mai ales din punct de vedere economic, la sancțiunile Occidentului, iar Occidentul înseamnă Uniunea Europeană și Statele Unite. Bine, asta, un problemă de securitate, dar citesc în, aceeași, în același material care e foarte interesant, zice așa, chiar în această săptămână, 36 de companii chineze și franceze au semnat acorduri în fața lui Macron și Xi, ceea ce presa de stat chineză a spus că este un semn al faptului că încrederea companiilor europene în piața chineză nu a scăzut. Păi este și noi adevărat. românii ce contract am semnat cu chinezii? Nu, domnule, China nu e bine cu China, dar mai ales în România, nu. ca America... Păi și Macron și companiile chinezești de ce au semnat și 36 de acorduri mari companii între cele China, două țări. Vorbim metaforic, recunoaște patru state din Uniunea Europeană le recunoaște capitalele. Una dintre ele este București. Deci cum Poate știi mai să mult. joci, cum știi să joci acest aspect?